Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi alături de noi o avem ca invitată pe Daniela Ilimia, coach-trainer, și vom vorbi despre fericire pe marginea cărții lui Sean Eckhart, avantajul fericirii, de ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți, o carte publicată în colecția Alter Ego a editurii Herald. Daniela, aș începe acest material video cu tine un pic altfel decât cele pe care le-am făcut cu ceilalți invitați și n-aș începe așa discuția de la hai să dăm o definiție a fericirii. Da, te-aș întreba pentru că Sean Eckhart este un speaker motivațional internațional foarte cunoscut prin conferințele TEDx pe care el le-a susținut și iată această minunată carte a lui Avantajul. Această minunată carte a lui Avantajul Fericirii, publicată la editura Herald, a devenit și un program de training pentru marile corporații multinaționale. Și din cele 7 frumoase principii atât de importante pe care el le prezintă în această și le dezbate în această carte, cu care dintre aceste 7 principii ai rezonat tu mai mult și te-ai simțit așa mai apropiată atât din experiența de viață, dar foarte important și din perspectiva profesională, pentru că tu lucrezi cu foarte mulți oameni, lucrezi cu foarte multe femei, lucrezi cu foarte mulți antreprenori din postura de coach și trainer și atunci care dintre aceste principii ți se par ție mai apropiate? În primul rând îți mulțumesc, Sorin, pentru invitație și încep prin a spune că din punctul meu de vedere cartea este genială și sunt un cititor ăsta foarte consecvent în a citi de la dezvoltare personală, psihologie pozitivă, pentru că eu cred foarte mult în potențialul ăsta al nostru care este nelimitat dacă ne dăm voie, cum spune foarte frumos în carte, să fim fericiți. Și fericirea se și învață, contrar a ceea ce cred majoritatea, fericirea se învață. Ceea ce tu m-ai rugat să fac și să selectez unul din principiile pe care ele promovează, o să mă leg de două, care vin foarte potrivite și în contextul actual în care ne aflăm. Cu provocări, cu poate o criză economică care ne bate la ușă, cu situația din Ucraina, când foarte mulți dintre noi simțim că ne ducem în jos și resimțim presiunea asta ca pe o cădere, ori în carte îi spune căderea ascendentă. Și e un subiect pe care și eu l-am abordat în cartea mea despre stres. Cum anume să încadrăm pozitiv experiențele astea care la prima vedere par a nu fi pozitive. Căderea sau recesiunea este inevitabilă pentru orice ființă vie. Ne uităm în natură. Bun, e toamnă, vine iarna, dar întotdeauna după iarnă vine primăvara. Și este minunat să ne cultivăm modul ăsta de a gândi și de a vedea lucrurile. Ok, e dificil ce trăim acum. Dar nu e un capăt de țară. E o situație care mă provoacă să fiu mai atent la viața mea, care mă provoacă să mă uit care sunt de fapt prioritățile mele, care sunt valorile mele, ce pot eu să câștig din situația asta. Poate învăț ceva, poate fac niște schimbări pe care le-am tot amânat pentru că zona de confort. E un lucru pe care îl văd frecvent în activitatea mea profesională, atât în zona asta de coaching și lucru cu antreprenori, cât și în echipe. Pentru că fac training, așa cum face și autorul, în companii, în corporații și lucrez cu manageri și cu echipe. Ori, sentimentul ăsta de ne ducem la vale este foarte dăunător pentru tot spiritul echipei.
Dar în momentul în care un manager, și la fel e un exemplu pe care autorul dă în carte, în momentul în care un manager ajută echipa să vadă că da, e o situație, dar uite cum putem noi să creștem din asta, productivitatea crește. Și așa cum se întâmplă la echipe, se întâmplă și la nivel individual. Ok. Orice cădere e urmată de creștere dacă, atenție, dacă noi vrem să crești. Că sunt și oameni care se complac acolo pe fundul prăpăstii și rămân acolo. E, fericirea se construiește zi de zi. Nu doar când e soare afară și e vară și suntem în vacanță. Nu. Fericirea este o stare pe care noi o cultivăm și când ne e bine și când ne e mai puțin bine. Tocmai prin a încadra în mod pozitiv lucrul ăsta. Uite, te-aș întrerupe puțin cu o idee care mi-a venit în timp ce te ascultam din acti și pe care, de altfel, Sean Ecoro și menționează în carte. Din activitatea ta profesională și din lucrul cu oamenii și unul la unul, dar și în grup, în sesiuni de grup. Ai venit sau ai transmis acest mesaj oamenilor cu care lucrezi de a găsi în crize, apropo de crize, criză sanitară, criză medicală, criză geopolitică, criză economică, criză financiară și mai departe, de a găsi în anumite crize, și asta ține de adaptabilitatea omului, de a găsi în anumite crize și oportunități de creștere sau de reorientare. Da. Fac asta în mod constant și nu de când am citit cartea, din totdeauna, pentru că se pupă cu un alt concept în care eu cred foarte mult și pe care îl promovez. Asta vis-a-vis de mindset-ul pe care îl avem. De o mentalitate rigidă versus o mentalitate flexibilă. O mentalitate de creștere. Ori un mindset orientat pe creștere, asta face. În mod constant, caută oportunități. Și oportunitățile sunt și atunci când e criză și atunci când e bine. Deci oportunitățile sunt peste tot. Ține de noi dacă avem ochii deschiși să le vedem sau nu. Dacă ne antrenăm să căutăm și să vedem partea plină a paharului. E o altă analogie, pe care o folosesc frecvent. Că în mod constant, la toată lumea, în orice situație, există părți bune și părți mai puțin bune. Ține de fiecare dintre noi cum anume ne raportăm la acel eveniment. Dacă vreau să mă concentrez pe ce merge prost sau vreau să mă concentrez pe ce merge. Da? Pe ce merge, punct. Că, da, poate lucrurile se mișcă un pic mai greu acum, poate că nu cu viteza pe care eu mi-aș dori, poate nu cu randamentul pe care eu mi-aș dori sau cu care sunt obișnuit. Dar se mișcă. Atâta timp cât, respiri, înseamnă că ești viu și că ai opțiunea, ai libertatea de a alege. Ai libertatea de a te uita la oportunități sau de a vedea oportunitățile. Și vreau să fac, Sorin, trecere către un alt principiu care mie îmi place foarte mult, și anume cercul lui Zoro. E un alt lucru pe care eu îl spun tuturor clienților mei. Înainte să ne uităm la mamă, ce vreau eu să devin mare și să schimb și să fac și să dreg, uită-te la schimbările alea mici care sunt în controlul tău și pe care poți să le faci. Ori, cu atât mai mult văd în rândul antreprenorilor că au planuri mari, că vor să facă, să extindă, să la. Planul au, dar acțiunea nu fac. Și nu fac acțiunea tocmai pentru că îi copleșesc planul ăsta mare. A, păi uite, cum ai tu frumos biblioteca aia imensă în spate. Păi dacă eu îmi propun să citesc într-un an toate cărțile alea de acolo, spun că păi, e un obiectiv demn de mine, că sunt, că pot, că drept. Citesc 3 zile după care renunț. Pentru că mă copleșește pur și simplu volumul. A, e prea mult, e prea greu, nu pot. Nu e în afara zonei mele, e mai mult decât pot tolera. Sau altfel, ne plângem că e criză economică. Că au crescut prețurile, că energia costă nu știu cât, că nu mai avem nu știu ce produse, că lanțul de aprovizionare e îngreunat.
și ne plângem de lucruri asupra cărora noi nu avem control. Bun, vine criza. Și dacă vine criza, ce poți tu să faci? Poți doar să te uiți la portofelul tău. Poți doar să te uiți cum să gestionezi banii aia mulți puțin pe care îi ai, dar care sunt în controlul tău. Ori cercul lui Zoro tocmai asta spune, că hai să ne orientăm și să începem cu lucruri mici, cu lucruri asupra cărora noi avem control, unde putem cu adevărat să producem, să facem o diferență. Nu propun să citesc 100 de cărți într-un an. Îmi propun să citesc 2 pagini în fiecare zi. Și după ce timp de 2 săptămâni am citit în fiecare zi câte 2 pagini, o să-mi vină natural și foarte ușor să citesc 5 pagini și apoi să citesc o carte pe săptămână. Ca să ajungem să facem lucrurile mari, mai întâi începem cu lucrurile mici. Și cred că principiile astea 2, cu căderea ascendentă, de a vedea oportunitățile în situațiile în care pare că nu există speranță, eu le văd în foarte strânsă legătură cu abilitatea asta de a ne concentra pe bucățica noastră, aia mică, la care e în control și pe care pot să o fac, să nu mă simt copleșit. Acționează așa, un pas azi, un pas mâine, un pas poimâine, ca să apuci să acumulezi. Dacă îmi permis să mai fac o paranteză, chiar înainte să intru cu tine, am avut un grup de mastermind și 2 dintre doamne spuneau că vor să mai învețe, că nu se simt încă stăpâne pe a profesa și să mai învețe, să mai fac o școală, să mai fac un curs, să mai iau o diplomă, să mai învețe. Și e un tipar pe care îl observ foarte des, mai ales în rândul femeilor, când cred că dacă acumulează, or să devină experte. Indiferent că faci unghii, că faci coaching, că faci astrologie sau mai știu eu ce. Ne uităm la ansamblu mare, că să mai învăț, să fie piața, să se alinieze stelele. Dar nu fac pasul ăla mic, în care, bă, hai să lucrez cu un prim client și să văd cum e. Și după ce lucrez cu un client, hai să mai lucrez și cu al doilea, sau potențial client, sau orice. Dar profesează un pic azi, un pic mâine, un pic poimâine și vezi că devii expert sau profesionist după un timp de activitate. Nu când se aliniază stelele, nu când vrea universul, nu când se termină criza sau când am mai luat eu încă o diplomă. Deci, eu așa văd cercul ăsta al lui Zoro și îmi place metafora. Pentru că ai spus la începutul discuției noastre că ți-a plăcut foarte mult cartea și da, cumva spuneai tu că uite, te-am nimerit. M-am gândit la tine, ți-am trimis cartea și hai să facem acest material, această discuție. Cui ai recomanda această carte? Oi, aș recomanda-o oricui. Deci, efectiv, aș recomanda-o oricărui om care e fericit, ca să-și dea seama că este foarte bine că e fericit și că nu e o întâmplare, ci că pe mine m-a ajutat, cum zic, ca o confirmare. Eu fac toate lucrurile astea, toate principiile, toate cele 7 principii prezentate în carte, fac parte din mine, din felul meu de a fi. Doar că am ajuns aici într-un proces. Da? Într-un proces. Că am luat o idee dintr-o carte, că am luat o altă idee de la un mentor, că am luat o altă idee dintr-un curs, că am luat altă idee învățată din experiență. E, pas cu pas mi-am construit modul ăsta de a vedea lucrurile, de a căuta partea asta plină a paharului, de a împărți provocările mari în bucăți mici, ca să pot, știi cum mănânci un elefant, bucată cu bucată, da? Și am reușit să fac lucruri mari pentru că am luat-o pas cu pas. Asta cu căderea ascendentă, la fel, e un fel al meu de a fi. Cu regula celor 20 de secunde de cum să implementăm obiceiuri noi. La fel, adică am învățat lucrurile astea în timp
Și sunt convinsă că oricine ar citi cartea asta, două, trei principii le are deja integrate. Pentru că atâta timp cât ai o experiență de viață cât de cât, te-ai lovit de ele. Ai mai citit într-o carte sau pur și simplu prin simplu experiență de viață. Pe unele le știm și le aplicăm. Pe altele le știm și nu le aplicăm. Cum e, de exemplu, ultimul și cel mai important, anume investițiile sociale, relațiile sociale, care contează extraordinar de mult la starea noastră de bine, la fericirea pe care o simțim în viața noastră și la modul în care ne gestionăm stresul. Că la fel e un capitol important și din cartea mea. Bun, cu toții știm că e important să investim în relații de calitate. Și cu toate astea stăm în canapea cu Facebook-ul, în loc să ieșim la bere cu prieteni. Uite, ăsta e un lucru pe care cred că l-am omis și îmi fac mea culpa. La prezentarea ta, în loc de pe lângă coach și trainer, trebuia să scriu și autoare, pentru că tu ai, dacă nu mă înșel, două cărți superbe și a treia este în lucru. Deci ești și autoare. Iată, trei cărți. Da. Spuneam că fiecare dintre noi avem integrate deja o parte din principiile astea. Pe cele pe care le știm, dar nu le aplicăm, ne convinge cartea să le aplicăm, pentru că e plină de... Un alt lucru care îmi place la carte este că e plină de studii, de cercetări, nu doar că așa cred eu, ci sunt sute de cercetări în spate care confirmă credința asta, da, că uite, ne ajută să avem relații stabile. Sunt și demonstrate. Cei care au încă lucruri neintegrate sau neaplicate în viața lor, poate cum este principiul ăsta, căderea ascendentă. Realist vorbind, sunt puțini oameni care au antrenamentul ăsta, și îi spun antrenament cu eșecul. Da? Cu cât ai eșuat de mai multe ori, cu cât ți-ai luat-o de mai multe ori în freză, cu atât îți este mai ușor să te ridici. Pentru că ai antrenament. Adică știi cum e. Deci, eu când aud cliente care îmi spun că mă simt așa demoralizată, că nu mi-a ieșit, că am eșuat, și sunt grozav, înseamnă că ai antrenament. Știi cum să faci mai bine față data viitoare. Deci să nu ne speriem așa de mamă ce nasol e acum și sfârșitul lumii. Nu. Este o altă lecție pe care avem nevoie să o învățăm. Pentru că și din pandemie au fost 2 ani, dar fiecare și-a luat alte lecții de acolo. Da? Fiecare a trăit diferit ce s-a întâmplat. Și da, e foarte, foarte recent episodul. Sperăm că a trecut de tot și nu ne întoarcem din toamnă. Da. Ideea este că un eveniment în care fiecare l-a procesat diferit. Și unii și-au luat lucruri bune, alții mai puțin bune. Dar că ține de fiecare, asta zic, că e un eveniment, dar reacționăm diferit la el. Și acum, este un alt eveniment. Ține de noi cum reacționăm la el. Și putem să schimbăm lucrurile astea. Eu nu zic că e ușor, că dacă venim cu un set de credințe, să le schimbe așa imediat, nu e super simplu. Dar cartea este un foarte bun punct de pornire. Că măcar aduc în mintea conștientă niște comportamente pe care pot să le implementez. Da, nu o să pot să implementez 7 odată. Dar tocmai v-am spus că cu siguranță unele dintre ele deja le are fiecare integrate. Doar mai lucrăm la ce avem de îmbunătățit. Și inclusiv acolo, le luăm și pe alea în ordine. Băi, ce aș putea eu să aplic de azi, de mâine, da? De azi. Un pic, un mic lucru. Păi, uite, regula celor 20 de secunde. Dacă vreau să mă apuc de dietă, primul pas este să arunci toate dulciurile din casă. E un prim pas. Ai scăpat de vicii. Și îți pui banda de alergat în mijlocul casei să te împiedici de ea, să n-ai nicio scuză, că nu ți-e la îndemână. Deci, efectiv, cartea este o comoară și, cum ți-am zis și înainte să intrăm în video, am recomandat-o și o laud peste tot, în toate direcțiile, pentru că, sincer, mi se pare super, super valoroasă.
Mulțumim foarte mult cu recunoștință, iarăși un lucru foarte important, da. Să aducem recunoștință în fiecare zi, în fiecare dimineață, la începutul fiecarei zile. Dragii noștri, a fost alături de noi Daniela Irinia, coach, trainer și de asemenea autoare. Am vorbit despre... Scuze. A fost alături de noi Daniela Irinia, coach, trainer, autoare. Am vorbit despre avantajul fericirii, de ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți, de Sean Eckhart, o carte publicată în portofoliul editurii Herald în colecția Alter Ego. Mulțumim foarte mult, Daniela, pentru informațiile extrem de prețioase. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere, mulțumesc!